Bună seara! Româna, bine ai venit! Florentina! Ai văzut ce hotărâtă a venit Florentina, așa? A trăit! Fost preamită a lui Marius Eliței. Bine ai venit! În premieră într-un platou de televiziune. Sper să te simți ca acasă aici la noi, să n-ai emoții. Pentru că acum, iată, toată lumea privește la acest tir de replici între Oana și Marius. Și încercăm și noi, cu această ocazie, să-l descoperim mai degrabă pe Marius, pentru că pe Oana o știm foarte bine de atâta amar de vreme, pentru că ea este în viața publică încă din anii 90. Da. Pe Marius l-am cunoscut datorită Oanei, ce-i drept, și acum poate ne creionezi și mai bine această imagine a lui. Înțeleg că a început romantic. Da, cum ați spus mai devreme. Cu un buchet, cu un trandafir roșu, un sărut. Cum v-ați, până să ajungeți la sărut și la trandafir, cum v-ați descoperit unul pe altul? Păi, ne-am cunoscut pe un site de socializare pe vremea aceea. Da. Și am vorbit o perioadă, așa, ca să ne cunoaștem, să vedem dacă avem ceva în comun, dacă e ceva să fie, dacă nu, aia e. Căutăm altceva mai bun. Corect. Cum să face, da. Așa, și după ceva timp ne-am schimbat și numerele de telefoane și a venit ziua în care a trebuit să ne întâlnim. Mie mi-a plăcut mult de el. Bineînțeles, a fost primul bărbat din viața mea. Câți ani aveați voi atunci? Câți ani aveam eu? Și tu și el. Eu 19, el 21, cred. Ah, ok. Și ne-am întâlnit într-o zonă centrală din București. El a venit cu un trandafir, cum am și declarat. Frumos. Așa, și bineînțeles că eu eram întoarsă cu spatele și m-a luat efectiv de cap, m-a întors și m-a salutat. Bine că când a confundat persoana. De din prima, așa, din prima să pupe pe altcineva, să alegea praful de următorii 5 ani. Să-și ia vreo palmă. Păi de unde, așa de bine te cunoștea, chiar dacă stăteai cu spatele. Îți dai seama cât s-a uitat? Nu-mi mai amintesc cum a putut să-și dea seama dacă eu sunt sau nu. Tare. Are al șaselea simț. Așa, și te-a luat în surprindere. Da. Am rămas surprinsă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva până atunci. Și îți mai aduce aminte cam ce ați vorbit la prima întâlnire? Păi, noi oricum vorbisem și aflasem foarte multe lucruri despre... Acum erați față în față, nu știu, era emoționată. Eram emoționată pentru că mie mi-a plăcut foarte mult de el. A fost pentru mine dragoste la prima vedere. Și pentru el ai simțit că a fost la fel? El era un pic ciudățel la început, nu prea voia să fie sunat, nu voia să-i se scrie foarte multe mesaje. De ce? A spus că nu-i place să fie agasat, așa stresat, să fie bătut la cap și am încercat să înțeleg, deși eram foarte mică și era foarte greu să pot controla acest lucru. Da, normal, și la început ai tendința de a petrece cât mai mult timp cu persoana iubită. Da, și vrei să cunoști mult mai mult. Da. Ok, na, cine știe, poate era el mai speriat așa de oameni. Nici el nu mai avusese, pentru tine a fost prima relație, pentru el era tot prima? Nu știu dacă pentru el. Nu știu dacă ți-a mai povestit în anii care au urmat, nu știu. Cred că a fost cea mai de lungă relație, a fost cea mai de durată relație, mă scuzați, la 19 ani, să ai o relație de 5 ani, e clar că e cam cea mai de lungă durată. Da, și pentru mine a fost, până la vârsta aceasta, cea mai de durată relație. Da, spuneai că plângeai foarte des, ceea ce la începutul unei relații poate părea ceva ciudat. Plângeam foarte des pentru că eu eram foarte emotivă înainte și eram foarte... plângeam din orice... Așa eram eu. Te deranja și felul lui de a fi acela că era un pic mai distant, poate, la început? Mă deranja că nu voia să-i scriu. Da, mă deranja că nu voia să-i scriu și eu simțeam să-i scriu. Și e ca atunci când cineva îți impune o chestie, deși tu simți să faci altceva, tu trebuie să faci... Păi și nu i-ai spus, băi nene, vreau să vorbim mai... Am considerat că dacă o să continui așa, o să-l pierd și nu voiam să-l pierd și am zis mai bine plâng. Crezi că ascundea ceva? Nu, eu cred că am mai... Adică să fi fost într-o altă relație, să nu-ți fi spus? Nu cred, eu cred că el a mai trecut prin asemenea scene, probabil de gelozie, nu știu sigur. Câte scene să treci la 19? Ah, 21. 21. Probabil 21. El a mai avut relații. Păi stai puțin, erau deja scene de gelozie sau erau pur și simplu o relație care se
părea a fi una normală. Pentru că, așa cum a spus și Dan, când ești la început, îți dorești să vorbești cu persoana respectivă des, să-l vezi, nu? Să fii în preajma lui. Eu consider că unii oameni vor să te schimbe, să te mulezi după felul în care ei își doresc. Și fac asta de la început pentru că mai târziu va fi mult mai greu să te schimbe. Eu asta consider. E posibil să fie avut și intenția asta. Mă rog, cert este că la un moment dat ați apucat să vă mutați împreună până la prima despărțire? Nu, nu. N-ați apucat. Mai venea din când în când, eu locuiam la țară. Pentru că și el avea să-ți reproșeze. Bine, tu aveai de reproșat faptul că nu te lăsa sau nu avea chef să îți răspundă la prea multe mesaje sau telefoane. El, pe de altă parte, ar fi avut o relație de implicare 100%, adică o relație, nu platonică. Poate pentru că n-am cedat ușor distanță, așa, la începutul unei relații, da. Că dar înțeleg că v-ați despărțit după câteva luni. După trei luni, da. Deci tu trei luni n-ai acceptat N-am acceptat nici după a doua împăcare, abia după 8 luni de zile ne-am mutat. Dar ce boală ai, Doamne ferește? Da, și aveai și deja 19 ani, adică nu... fiecare, Doamne ferește, face asta când simte, dar totuși... Acum, da, poate ni se pare ciudat când vedem că rămân fete gravide la 13 ani. Dar dacă plăcea atât de tare de el, probabil că ar fi trebuit cumva să cedezi mai repede. Ar fi gândit el atunci. Da. Tatăl meu a fost un om care m-a educat într-un mod diferit, probabil. Nu mai este tatăl meu în viață. Dumnezeu să ne... Dar eu sunt foarte mulțumită pentru ceea ce sunt astăzi. Și el m-a educat așa. Și pentru că tatăl meu m-a învățat de mică și poate și știam de frică, eu am considerat că nici măcar după ce fac 18 ani, cum mi-a spus el, nu o să, dacă nu simt sau... Doamne ferește, da, nu e ceva de rău. Dar pe de-o parte spui că îl iubeai foarte mult și vrei să petreci foarte mult timp împreună și pe de altă parte aveai puterea să te înfrânezi, știi? Poate i s-a părut și lui, mi-e pare o contradicție așa de între sentimente și voință. Așteptai să-ți demonstreze ce? Că e persoana potrivită? Că totuși 3 luni cu 8 luni, un an? Ok, nu cunoști un om. Așa era o viață, pe vremea aceea. Ce fost să zic? Vremea aceea nu era foarte... mult timp în urmă, știi? Mă rog, da. Da. Și-a hotărât să vă despărțiți? El a pus punct sau cum? Da, el a vrut să ne despărțim. S-a plimbat vreun an de zile, cine știe pe unde și cu cine. Așa. Voi n-ați mai vorbit deloc în perioada asta, nu? Nu, nu. S-a plimbat, eu știu, pe la vreuna, pe la vrealta. Ce să facă și el? A vrut să cunoască. Probabil nici el nu cunoscuse foarte mult până să mă cunoască pe mine. Și dacă eu nu am cedat sau probabil a simțit el că sunt puțin reținută sau puțin mai mult, automat că a decis să ia o pauză de un an. Nu ți-ai reproșat atitudinea asta? Dovadă că după împăcare l-ai mai pus pe foc încă 8 luni. Da. Adică nu ți-a părut rău? Uite, bă, l-am pierdut. Nu puteam să fiu mai... Ce să zic? Așa am gândit atunci. Așa am gândit și cred că a fost o gândire totuși sănătoasă. Da. Că un om când vrea și își dorește cu adevărat ceva, luptă. Și uite, alături că indiferent. El a ales să lupte pentru a doua oară să te recucerească. Și s-a întors. Ce a zis când s-a întors? Cum a fost? Eram cu fratele meu. Poți să stai lângă mine că eu vin. Nu? Eram cu unul dintre frații mei într-un club la țară. Da. Și mi-am lăsat telefonul în mașină. El tot a sunat de 30 de ori în seara aceea. Nu-i dă. Și automat, poate și mai mult, da. Și atât la tine baterie. Automat că eu, dacă n-am avut telefonul, mi-am dat seama ce se întâmplă. Și după aceea am văzut mesaje, sunt Ciprian. Sună de 30. Ciprian, noi așa, eu așa îl știu, de Ciprian, nu de Marius. O Marius Elifii, îl strigai Ciprian? Îl cheamă și Ciprian. Îl cheamă Ciprian, da. Crezut că i-ai pus așa, hai să zic Ciprian. Că te cheamă Ciprian. Îl cheamă Ciprian, uite, o primă noutate, nu știam. Da. Nu știați? Nu. Mă rog, da, nu e ceva foarte... Mi-ar fi plăcut să am și al doilea nume. Foarte important, da. Păi, uite că el îl are. Da. L-a ajutat mult. Și, sinceră să fiu, m-a răscolit, clar. Și automat că i-am răspuns, dar... Când vezi 30 de apeluri ratate... Cred că el la... Când a văzut cele 30 de, când a văzut că eu nici măcar la cele 30 de apeluri nu răspund, a gândit că poate nu vreau să răspund.
Ieși dar asta, după da? Aceea i-am scris mesaj sau nu mai știu ce a fost. A, ne-am sunat, nici nu mai știu cum, că au trecut deja ceva ani. Da, mă gândeam cum a făcut pasul ăsta prin păcare, știind totuși că tu erai hotărâtă. Și după aceea am continuat să ne vedem cum a fost și când am început prima oară. Și v-ați mutat împreună? După 8 luni. A, după 8 luni. Iarnă 2011. Deci abia după ce ați fost împreună pe bune, nu în adevăratul sens al cuvântului, tu te-ai mutat la părinții lui? Da. Deci după ce ne-am împăcat, am mai așteptat 8 luni de zile și după acele 8 luni de zile am decis să ne mutăm împreună. La părinții lui acasă. Cum s-a comportat el în astea, în aceste 8 luni? Acum știa, după prima experiență, cam știa la ce să aștepte. Ți s-a părut că ești, nu știu, vreo relație de rezervă, că ar mai avea pe altcineva? Nici sau o a rezistat cu stoicism până... Nu știu acum dacă el s-a dus sau mai avea ceva rezerve, deci, dar nu mi-a dat de înțeles. Nu ți-a dat de înțeles. Nu. Dar eu nu știu acum ce, că în capul omului și ce se ascunde... Și nu știe nici el. Nimeni nu poate să știe, nici noi uneori nu știu. Ai simțit că la a doua împăcare, când v-ați împăcat, da, îi schimbase comportamentul, acum puteai să îi scrii, aveai voie să-l suni, să-l cauți mai des, sau în continuare te făcea geloasă și era destul de distant? Cred că începusem să ne scriem mai des și nu mai avea... Fobia asta. Da, nu mai avea el... Nu știu cum să-i numesc criteriile, să le numesc criterii. Da, deci, da. Avea o matrice în care vă încadra. Cine avea cât, el niște... Cât să-mi scrie fiecare. Da. Sau poate, da. Poate nu voia să-l stresez prea tare, că poate cine știe. Da. Mai era cealaltă cu care da, nu, n-are petrecea... rost să facem speculații. Dacă tu n-ai simțit, eu, da. E foarte bine. Nu, chiar n-are rost să-l acuzăm de așa ceva. Nu e nicio dovadă, n-ai simțit asta. Ok, au trecut cele 8 luni. Probabil că foarte greu pentru el, și v-ați mutat împreună. Cum s-a derulat toată relația din postura asta, de partener cu drepturi depline? Adică stăteați împreună, vă petreceați toată viața împreună. Spre deosebire de ce se spune acum despre el, pentru că, de fapt, aici sunt informațiile interesante. El a spus că Oana l-a transformat într-un bețiv, practic, pe românește. Din cauza comportamentului Ioanei, el a ajuns să fie dependent de alcool, să devină violent. Acum, în relația pe care o are, în continuare spune că și-a revenit la starea lui, la setările din fabrică, și este liniștit. Cum era cu tine? Păi, părerea mea, la începutul oricărei relații, totul e roz și frumos. Păi, și da. Oamenii nu-și arată adevărata față chiar de la bun început. Păi okay. Nici la el nu a fost okay, rău de la început. Ok, dar totuși voi a stat 5 ani. Exact. Da. A ajuns în faza asta în care să vezi că bea prea mult sau... Da, erau foarte multe seri în care el a, bea. Da? Da. Ce bea? Bere. Că nu prea avea bani de altceva. Bere bea și acum. Asta nu am să zic, așa da, că bere ne-a spus și noi. Dar deci el a spus că doar în relația cu Oana. Uite o primă minciună. Doar în relația cu Oana a băut mai mult decât de obicei. Bine, nu, că orice el... om n-a la o petrecere, mai... El a băut dintotdeauna. A băut dintotdeauna. Da. Sau poate este genul de bărbat care atunci când apar probleme în relație, în cuplu, poate că și la voi începuseră să apară mici animozități, mici și greutăți, el așa încearcă să treacă peste? Eu își sunt sigură de asta. În alcool, se refugiază în câteva sticle de bere? Da, nu cred că e un om care... Sau poate... Nu știu, au trecut 10 ani, eu nu mai știu exact cum, dacă el, eu din ce am citit și am observat și acum din toate confruntările astea între ei, observ că el nu prea s-a schimbat în bine sau nu și-a schimbat în raburile, cum s-ar spune. Deci tu cumva îi dai dreptate Oanei în tot ce spune? Pe unele părți, pe partea da. Asta, pe că unele părți, a băut, că este, mă rog, ce-a mai spus ea, da. Azi mai mult, că e narcisist, uite, dacă nu știu cu narcisismul... Că e gelos, patologic, ați avut... Gelos, sinceră să fiu, și pe mine a fost, dar cred că avea motive, bine, m-am mai schimbat și eu între timp, așa, dar pe Oana nu știu dacă ar fi avut de ce să fie gelos. Da. Ai părerea mea. Când îți transformi viciul ăsta în ceva patologic, poți fi gelos pe orice persoană. Poate... Nu vorbim de o gelozie normală. Da, poate era într-o gelos. Într-o doză mică. Oana ne povestea
despre crize de gelozie, în orice întâlnire ar fi avut ea, probabil că tu știi, dacă ai urmărit declarațiile zilele astea, orice întâlnire cu orice bărbat ar fi ieșit sau ar fi avut de stabilit vreo afacere sau cu ce se ocupă ea, el imediat venea și când ajungea acasă îi făcea scandal, îi căuta în telefon, cine e persoana asta, ce ai făcut cu ea, mă rog. Mi se pare absurd. În primul rând, Oana este o femeie foarte inteligentă, o femeie publică, o femeie pe care toată lumea o cunoaște de atâția ani, o femeie care a învățat foarte mult la viața ei și a învățat într-o țară străină, da. A studiat, în comparație cu alții care nu și-au terminat nici măcar liceul. Așa. Tu vorbești de el. Că nu știu, da, la vremea când eu m-am despărțit de el, nu avea liceul terminat. Nu știu, poate l-a terminat între timp. L-a ajutat Oana, nu știu. Uite, pe tine nu te-am împiedicat să te îndrăgostești de el. Eram chiar mică și nu vedeam anumite chestii. Am crescut și am evoluat. Am trecut prin niște experiențe care m-au transformat în ceea ce sunt astăzi. Uh-huh. Eu am luptat foarte mult și lupt în continuare să mă întrețin și să am grijă de mine. Nu am nevoie de o persoană providențială, exact cum s-a exprimat și Oana. Și nici n-aș face asta niciodată, dacă nu există ceva între mine și persoana respectivă emoțional. Asta e perfect, o gândire sănătoasă. Ce ai făcut în momentele, sau ce făceai în momentele acelea? Că totuși 5 ani, dacă ai așteptat, eu în locul tău aș zice așa, am așteptat 11 luni să văd dacă e ce trebuie. După 11 luni, când îi dai credit unui bărbat sau unei persoane cu care să formezi un cuplu, cel puțin în sinea ta ești edificat. Adică spui, da, domne, am stat 11 luni, l-am testat, am văzut, și de fapt el a pus mâna pe sticla de bere. Adică nu te-a dezamăgit toată așteptarea asta, ai așteptat 11 luni degeaba ca să iei un bețivan. Și noi am avut foarte multe certuri. În relația noastră, săptămânal erau certuri. Din cauza banilor. Pentru că eu munceam să cumpăr mâncare în casă, el muncea să-și ia bere și țigări. Muncea? Muncea, dar nu pe un salariu foarte mare, nici eu nu munceam. Da, înțeleg că îi recomanda la un moment dat să-și schimbe jobul și că tu ai spus și că el a făcut treaba asta tocmai ca să aducă un ban în plus acasă. Da, dar viciile nu poți cu 1000 și ceva de lei, să zicem, pe vremea aceea, chiar și pe vremea aceea, să-ți iei și țigări și cafea și băutură și haine și mâncare, nu prea ai cum. Până dintr-un la urmă, singur salariu. Cum e? Și pregătirea este direct proporțională, sau mă rog, și serviciul pe care îl poți accesa, este direct proporțional cu nivelul studiilor pe care le ai. Dacă tu spui că nu terminați liceul, deci practic el avea 8 clase. Cine să? Păi, cred că așa se întâmplă. Știi?